artistic, actorul, poetul și jurnalistul Toma Enache a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Mihail Cogălnicianu. Emoționat, acesta și-a amintit de anii copilăriei, de locuitorii comunei și de toți cei care, de-a lungul timpului, l-au sprijinit în carieră. De obicei nu am emoții și nici în seara asta nu ar fi trebuit să am. Sunt extrem de onorat, de emoționat, pentru că sunt aici unde întotdeauna mă consider că sunt ca acasă. A avut prilejul să lucreze cu artiști consacrați, a fost apreciat în străinătate, dar recunoaște că cel mai bine se simte acasă, în locul unde a crescut, la Mihail Cogălnicianu. Între timp, comuna s-a schimbat, a căpătat aspect de oraș și asta nu poate decât să-l bucure pe marele regizor. V-ați gândit vreodată că pe această scenă veți fi numit cetățean de onoare al orașului? Nu m-am gândit niciodată, nu m-am gândit nici măcar că voi face filme și că filmele mele vor rula aici, dar iată că așa a fost soarta, așa a trebuit să se întâmple. Nu, nici când eram mic nu mă gândeam că voi face teatru sau că voi face regie. A venit așa în ultima perioadă, m-am decis să dau la teatru după ce dedusem la facultatea de zootehnie, eram cu animalele, vă știți ce era pe vremuri să fii inginer zootehnist, era o chestie extraordinară, adică era după primar, era inginer zootehnist, tehnician veterinar. Când m-am dus acolo, dar acolo am descoperit un cenaclu artistic care se chema La Steaua. Iată, La Steaua a produs aceste filme acum, acea asociație culturală a studenților de la facultatea de zootehnie a ajuns acum să producă aceste filme. Am început să scriu poezie, am debutat în 93. Primul spectacol pe care l-am regizat a fost un spectacol de poezie. Nu doar Toma Enache a avut emoții, ci și primarul comunei, Ancuța Belu. Este primul titlu de cetățean de onoare oferit de aceasta. Nu întâlnești un asemenea om la tot pasul. Dacă aș avea 365 de asemenea persoane, sunt convinsă că în fiecare zi aș face câte un cetățean de onoare în localitatea Mihail Cogălnicianu. Întotdeauna mi-am propus să promovez comuna și când ai o valoare, este chiar păcat să nu profiți și să te bucuri că un asemenea om faimos a plecat din Mihail Cogălnicianu. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul pentru Tineret din comună. Cu această ocazie, Toma Enache a prezentat și filmul documentar Armânii, de la frații Manachia, nu sunt faimos, dar sunt aromân.